Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, sub boarea cântărilor, sub frumusețea laudilor duhovnicești aduse lui Dumnezeu, mai întâi să mulțumim celor care v-au încântat sufletul și l-au suit la cer în aceste cântări, corului Părintelui Mirel, sau funcția, nu știu exact, și a corului Osana din dreapta, care s-au întrecut între ei la cântare. Și celor care au fost de față, le mulțumim că s-au ostenit să petreacă cu noi o noapte de rugăciune, nu petrecând la rugăciuni întâmplătoare, ci de ziua Marelui Făcător de Minuni, Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, unul din Sfinții Poporului, un sfânt autentic și cunoscut în toate casele creștinilor, și prin smerenia lui, și prin faptele lui, și pentru că sunteți obosiți, mulți se grăbesc la autobuz, trebuie să știți, el n-a făcut minuni din fugă, ci pe îndelete și cu dreaptă socoteală. Mai întâi de toate, cum spune Apostolul Pavel, la el s-a împreunat acel cuvânt dumnezeesc. Pe unele le-a făcut și pe celelalte nu le-a lăsat. A demonstrat încă o dată, cum spune Sfântul Ioan Scăraru și Isaac Siru, că cel ce știe să îmbrățișeze căsătoria, știe să îmbrățișeze și călugăria. Iar cel care este departe de taina căsătoriei, departe este și de taina călugăriei. Acestea două între ele nu fiind altceva decât completare una celeilalte, căsătoria taină în biserică și călugăria ca o mai mică taină în biserică, care nu înseamnă altceva decât logodirea Îngerescului și Marelui Chip, adică acidului fecioresc și curățesc, lucrare de heruvim și de serafim, prin care omul se unește cu Dumnezeu prin rugăciune. Deci iată cum ați auzit, pentru că sunt teologi suficienți, ei știu mult mai bine, harismele sau darul facerii de minuni nu sunt lucruri la întâmplare, ci Biserica Ortodoxă de răsărit sau Biserica Creștină le-a câștigat încă de la Hristos prin darul smereniei. Deci de aceea și Sfântul Ierarh Spiridon a fost încununat cu aceste harisme, nu datorită facultăților mentale deosebite sau studiilor exagerate, ci doar faptului că a știut să-și câștige nota de smerenie prin care, spune însuși troparul, îngeri a avut cu tine slujini preasfințite și pe cea moarte cu care ai vorbit din mormânt, șarpele în aur l-ai prefăcut și așa mai departe, cum spune troparul, minuni care depășesc gama de gândire rațională omenească și cum îmi spunea cineva în seara aceasta, zice, vreau ceva concret să mă conving ce înseamnă minunea. Roagă-te lui Dumnezeu să câștigi darul facerii de minuni sau cel puțin să-ți descoperi o minune din care să înțelegi că Sfinții sunt minunați în felul lor simplu de comportament, de rugăciune, simplu de trăire, dar curat de gândire. De nu veți avea înțelepciunea șarpului și blândețea porumbelului, nu știu dacă vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acest Sfânt Ierarh Spiridon, într-un fel de fișă biografică foarte pe scurt, trebuie să știți că era din regiunea Corfu, din Țărani, crescător de capre, și a fost un om luminat, cum și noi la sat avem uneori bătrânii satului sau oamenii înțelepți ai satului care alcătuiesc un fel de sfatul bătrânilor. Și atât de luminat și de înțelept era, încât cei care erau nedrepți încercau să-l ocolească și să evite o discuție cu el sau să evite a lua cuvânt de folos de la el, încât în scurt timp a fost ales și preot al comunității respective și a ales un fel, să spunem, de consilier mai mare, ca un fel de funcție de, cum ar fi astăzi, un primar, și toate sfaturile duhovnicești și înțelepțești le sfătuia în Episcopia Trimitundei, care pe atunci avea un alt episcop, iar când i s-au săvârșit cei din familie, fiica Irina, cu care a vorbit moartă din mormânt, fiii, părinții, rudele, soția și toți ceilalți, vrând să se retragă în munte, a fost ales de comunitatea sătească, episcop, așa este tradiția în părțile Greciei, nu după 6 doctorate, ci după facere de minuni și viață curată, l-au numit episcop de Trimitunda sau sfetnicul lor, mijlocitor la Dumnezeu.
Minunile au urmat, care i-ați citit viața, doar amintim așa din fugă, ca să spun eu, numai titlul lor, pentru că cine este interesat să cunoască aceste minuni, trebuie să citească viețile Sfinților, să vadă că literatura patristică depășește asta, literatura Agatei Christie. De ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Minunile pe care le-a făcut Sfântul Spiridon îndeamnă cugetul spre Dumnezeu și ridică sufletul la Dumnezeu. Și cum ați văzut și în seara aceasta, cântarea a ridicat sufletul la cer, iar rugăciunea care s-a făcut în cadrul Sfintei Liturghii, prin împărtășania care va fi luată, a unit sufletul cu Dumnezeu din înălțimea cerului. La fel și Sfântul Ierarh Spiridon s-a dovedit a fi un mare înțelept și un mare lucrător al rugăciunii, de aceea spiritualitatea ortodoxă sau spiritualitatea creștină de răsărit are la temelie fundamentul isihast. N-are caritatea, n-are milostenia, n-are actele deosebite de propagandă, să spun eu, nici socială, nici administrativă, nici economică, nici jurisdicțională, ci are la bază fundamentul isihast. Cel ce s-a rupt de lume s-a unit cu Dumnezeu, iar cel ce s-a rupt de lume s-a și legat de Dumnezeu. Și cum arată acest Sfânt Episcop, minunile au început una după alta să demonstreze viața înaltă și curată. Știți întâmplarea când râul era să-i înghită unul din prietenii lui cei mai buni și s-a rugat ca și Moisi ca râul să fie oprit și prietenul să fie salvat. Știți și cu femeia care i-a murit copilul la fel de frumos, care a venit ca altă dată la Ilie, și Sfântul, făcând rugăciune, îl a înviat. Nu este de mirare să învie un mort când citim în viața Sfântului Mare Mucenic Mina că un om tăiat în bucăți a fost făcut întreg. Deci știți din acatism. Dar nu asta rămâne minunat, ci rămâne minunat că darul facerii de minuni depășește sensul natural al lucrurilor, sensul biologic, sensul metabolic, dacă vreți, și biologia și medicina și știința și toate rămân în urmă, cum spunea Părintele Galerio Adineaur la conferință, că Dumnezeu când se unește cu omul dispare acea legătură dintre ei și se face un singur eu. Dumnezeu, omul. Deci iată, această putere de unire cu Dumnezeu prin dar, nu după ființă, a făcut ca Sfântul Ierarh Spiridon să depășească măsura obișnuită. Și aici vreau să vă atrag o mică atenție. Și astăzi avem făcători de minuni pe toate drumurile. Dar nu sunt făcătorii de minuni din vremea Sfântului Spiridon și a altor sfinți, ci sunt acei făcători de minuni plini de slavă și de mândrie, care li se pare că minunile li se atribuie și le merită. Or, Sfântul Ierarh Spiridon făcea aceste minuni cu dar de smerenie de la Dumnezeu și nici de cum ca o atribuție personală sau ca o răsplătire personală pentru faptele deosebite. Și știți și la Niceea, cărturarii care au început și filozofii lui Ares să o facă pe grozavi, și bătrânul a practicat două lucruri modeste. Blestemat sau mut să fie cel ce vorbește împotriva adevărului, cum spune psalmistul David și filozoful amuțit, iar când a văzut că nu este suficient, a mai intervenit cu acea cărămidă care a arătat elementul treimii, foc, apă și aer, după cum și stihiile, mineralul și eterul și toate sunt alcătuite și regnul uman și vegetal și toate sunt alcătuite din aceste stihii în alcătuirea și în amestecul lor, și le-a demonstrat puterea Sfintei Treimi sau unitatea dintre Fiul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mai mult decât atât sau mai mult și decât atât, pot să spun, sunt și celelalte minuni pe care demonstrează că viața lui curată nu le-a suferit ca mizerii în inima poporului. Știți, cu cel ce vrut să-i răpească capra pe nedrept, negustorul necinstit, cu cei care au vrut să-i fure berbecul din stână, când dimineața cu multă bunătate a spus: fraților, dar de ce îmi păziți voi turma nefiind tocmiți de mine? Și ei s-au rușinat, nu știau ce să spună. Zice: luați-vă totuși berbecul ăsta gras, dacă tot l-ați pregătit și l-ați păzit, și duceți-vă, dar să nu mai treceți de aici, pe aici fără binecuvântare. Și i-a slobozit pe tâlhari cu bună pace. Apoi, pentru că am spus că între căsătorie și călugărie este același rang de sfințenie și curățenie, și femeia desfrânată care a venit la el, spunând că a purtat zămistrirea în pântece mai mult de 9 luni, ea de fapt trăind cu alt soț decât soțul ei personal cu care avea căsătorie, Sfântul a legat-o să nu se nască pruncul până nu va spune adevărul. Și a ajuns în mâna diavolului tocmai pentru faptul că i-a fost rușine să-și mărturisească păcatul desfrânării.
Și mai ales pruncul nu s-a putut naște, că pe atunci nu se putea face cezariană sau avort, să se intervină în modul de astăzi, mai științific. Și atunci, sigur, ea s-a prăpădit în mâna satanei. Sau cealaltă femeie, o ucenică foarte apropiată a Sfântului Spiridon, care avea bărbatul desfrânat, și Sfântul, făcând rugăciune, i-a legat puterea bărbătească și l-a făcut călugăr de nevoie, cum se spune. Deci l-a împiedicat, a mai putea fi bărbat și după multe rugăciuni și insistențe l-a făcut să devină din nou și credincios, și un bun părinte, și un bun soț, și un bun evlavios creștin al bisericii creștine. Iar minunile legate de rang sufletesc, ca să le spun așa, sunt cele două mai semnificative, deci când acel diacon își bătea joc de rânduiala slujbei, Artemidot îl chema și Sfântul Ierarh Spiridon s-a supărat și i-a legat graiul până ce nu s-a pocăit cu lacrimi și cu smerenie, ca nu cumva să credem noi că atunci când ne rugăm acasă la grămadă, așa și din fugă, și cu o mână pe cratiță, și cu una pe ceaslov, și cu una în poșetă, și cu una pe clanța ușii, și gata, ne-am făcut canonul, și hai la serviciu, și hai pe stradă, și hai la școală, și hai unde avem noi nevoie, să credem că aceea este rugăciune. Spunea Părintele Petroniu de la Athos, bun trăitor, zice, frate, zice, Dumnezeu caută, zice, la delicatețea sfinților, zice, și poziția în care stai la rugăciune contează înaintea lui Dumnezeu. Ce ar fi să te pui într-o coastă și să-i ceri Dumnezeu, dă-mi putare, caz pară-mă la iață. Sau să stai culcat, sau spunea bătrânul așa cumva glumind, ironic, știind cum se mai obișnuiește, și la țară și prin mănăstire, zice, stai în izmene înaintea lui Dumnezeu și îi ceri daruri. Parcă Dumnezeu ar fi, zice, un om de rând și nu împăratul cerului și a pământului. Deci, în primul rând, bună cuvința și buna evlavie din om îl face ca rugăciunea să ajungă la Dumnezeu curată. De aia să se spune către unii duhovnici care sunt mai, spun eu cum sunt ei, spune și atunci când te rogi să ai un batic pe cap, și atunci când ești în biserică să ai un batic pe cap și o ținută cuvincioasă, chiar și acasă, nu știu dacă este permis să te rogi într-un costum de baie sau un maieu. Deci trebuie față de Dumnezeu să ai prezența Îngerului Păzitor și să ai acea evlavie că cedere cerești veghează lângă tine și Maica Domnului se uită cum te rogi și prorocul Botezătorul și toți sfinții stau și păzesc casele creștinilor și de aceea trebuie să aibă întotdeauna buna cuvință a smereniei sau delicatețea. Deci comportamentul din afară vădește lucrarea de dinăuntru. Când o vezi toată împodobită, parcă este la an nou, când se fac piese de alea de teatru cu jian și cu capre sau cu urs, și o vezi la fel împodobită sau o vezi la fel mascat, mă uitam și la conferința care a fost acum la casa, acolo la facultate, a mers unul cu cercei la Părintele Galeru să-i dea cuvânt de folos. Eu aș fi spus, puneți și în nas, ca să fie completă gama acelui om care nu-și cunoaște cultura românească. Ce ar fi însemnat și pe vremea Sfinților să-l vezi pe Sfântul Vasile cu belciug în nas sau la urechi, sau pe Ștefan cel Mare mergând la oaste cu vreo droangă ceva de fier în nas sau la urechi și să spună, a mea e Moldova și a meu e Dumnezeu, dar eu mai port și acea verigă să arăt că mă trag din triburile din India. De ce spun lucrul acesta? Ca să vedeți că Sfinții au ținut cu deosebită precădere la evlavia și la cinstea și la atitudinele față de Dumnezeu. Și acest sfânt, intrând odată într-o biserică ca episcop, la vremea vecernii, se spune că diacul se plângea, cântărețul. Zice, prea sfințite, zice, pentru că în Condac spune, rănită fiind inima ta prea sfințite de darul lui Hristos, te-ai înzestrat cu darul facerii de minuni. Zice, dar de ce nu faceți vecernia la vremea cuvenită? N-avem ulei. Și punând o candelă și-a pus un vas mare sub ea, binecuvântat-o Sfântul, de s-a umplut toată biserica de mireasmă și acel vas s-a umplut de ulei. Și apoi a zis diaculi, zice, dar slujba de ce nu o săvârșiți? Păi zice, n-avem cântăreț, n-avem, zice, preot. Ei, nu-i nimic. Zice, voi sluji eu. Și-a pus omoforul în gât. Și când a dat binecuvântare, îngerii au cântat din strană îngerește și i-au răspuns la cântări, de aceea spune, îngerii ai avut cu tine slujini preasfințite. Deci iată, este poate unica, de ce spun, fiindcă în tradiția ortodoxă și în patristică și în tot fundamentul de tradiție care își are aspectul ei și static și dinamic, adică ea vine să sprijine ortodoxia și să o întărească și
arate creștinismul pur față de celelalte religii, când la yoga stai ca mămârlanul și te uiți și de fapt nu știi ce vrei, sau la alte credințe din astea, budiste sau ce mai se face pe acolo, și stau și se uită la stele. Deci Sfântul a intrat în directă comuniune cu Dumnezeu prin rugăciunea lui Iisus, desigur, fiindcă era isihast și trăitor și călugăr în același timp, și mai mult decât atâta, s-a transfigurat. Deci fiind în fața Sfântului Altar, în Biserica Slavei Tale, stând în cer, mi se pare asta. Ați auzit cel mai des tropar folosit, care mie îmi place cel mai mult. Și sigur că într-acel moment Dumnezeu a ținut cont de râvna și evlavia Lui și a trimis îngerii să facă ascultare de acel episcop și să-i cânte în strană răspunsurile, încât s-a umplut biserica de oameni. Și toți se uitau, dar nu vedea cine cântă. Și atunci s-a întors Sfinția sa spre norod și a mustrat nerușinarea, lipsa de credință fără de legea, păcatul și toate celelalte ce se întâmplau în popor și lipsa de evlave față de casa lui Dumnezeu. Și sigur, pe la anul 340, acest sfânt a adormit în Domnul și s-a dus să se întâlnească cu Dumnezeu. Și cum spune acolo în Scripturi, noi știm, bine slugă bună și credincioasă, peste puține fiind pus, peste multe te voi pune. Sfântul Ierar Spiridon a fost încununat acolo cu mărturisitorii, cu ierarhii, și sunt sigur că stă alături de Sfântul Ierar Nicolae, de Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigore teologul. Deci are ceata lui aleasă, unde nu oricine se suie, ci cel care este curat cu inima, cum spune Psaltirea, curat cu inima și curat cu mâinile, sau nevinovat cu inima și curat cu mâinile. Deci nu o să ajungă în împărăția lui Dumnezeu oamenii care să prefacă să roagă și Dumnezeu se preface că îi mântuiește. Adică nouă ni se pare că suntem auziți și Dumnezeu se preface că ne-a auzit. Trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru, pentru că încă la fel în seara aceasta am auzit pe cineva spunându-mi, zice, știți, în toată vremea am crezut în mine, și iarăși vă amintesc pasajul tratat de zeci de ori, în tine ai crezut, în tine ți-ai plata, în sine te-ai rugat, în sine ți-ai plata, și Dumnezeu când treci prin vâm și trebuie să te întâlnești cu El, la fel spune, a, în sinea mea te cunosc, dar nu te știu, te văd, dar nu te știu cine ești. Deci în sinea Lui, tu în sinea ta faci, ei, dacă faci în sine, să rămâi cu sinele. La fel să încercați să dormiți în sine, la fel să încercați să vă rugați în sine, la fel să încercați să mâncați în sine, să vedeți. Este tot una să te uiți la pâine sau să gândești la ea și să fii sătul, sau să fie frig afară, să fii dezbrăcat și tu să spui, nu, în sinea mea sunt îmbrăcat cu șuba și să mor de frig. Ei, la fel se întristează și Dumnezeu de sufletele noastre slabe și neputincioase, care vor binele, dar îl vor de pomană. Și cum am spus și în seara aceasta la spovedit, încă o dată constat și încă o dată vă aduc aminte că nu este râvnă pentru cele sfinte. Mereu se vorbește de acea rugăciune și iarăși se repetă la minus infinit într-un oraș universitar ca județul și orașul Iași, deci unde este cultură și facultăți peste facultăți și biserici peste biserici, nu se știe ce este acela paraclis, nu se știe ce este Tatăl nostru, ce este acela crez, Psalmul 50 și Psaltire. Zice, părinte, nu ne-am obișnuit. Trebuie să ne obișnuim. După 7 ani de acum de vorba aia democrație, că cealaltă schipurile ne încurca la lene, asta ne încurcă și mai mult, că nu mai avem timp de biserică, ci avem timp de afaceri. Și Sfântul Ierarh era Spiridon, era negustor. Dar negustor cinstit. Venind odată unul la biserica lui ca să împrumute, i-a spus, ia cu împrumutul cât îți trebuie și să pui la loc. Și n-a mai pus. Și s-a scufundat corabia. Și iarăși a venit la Sfântul Spiridon și iarăși a cerut. Până s-a terminat visteria episcopiei. Și în cele din urmă a venit la Sfânt cu oarecare rușine și i-a spus, zice, Sfinte, nu mai îmi împrumuți încă o dată. Păi zice, ia-ți din cutie. Păi nu mai este. Păi dar altul n-a luat decât tu. Dacă nu este, unde? Ei, cam așa se întâmplă și cu noi. Dacă tot iei din potir și în cutia faptelor bune nu pui nimic, care îți va fi justificarea nu cu arhiereu pământesc, ci cu arhiereu cel ceresc? Care va fi justificarea cu Iisus Hristos sau cu Maica Domnului când o să spui, a, da, de împărtășit m-am mai împărtășit, zice, și la mănăstire și la parohie, dar rugăciuni n-am avut timp. Ori atunci se vor vădi cu adevărat nu sfintele împărtășanii, ci sfintele rugăciuni.
La fiecare vamă va trebui să plătim bănuțul de aur, adică rugăciune de la miezul nopții, bănuțul de argint, rugăciune de dimineață și bănuțul de aramă, rugăciune de seară, în care omul s-a ostenit pentru faptele lui. Și dracii sunt de multe culori și sunt foarte isteți și sunt foarte vicleni, nu se împar după zile de foame, ci se împar după vrednicie în întunericul pe care o stăpânesc. Și spunea cel cu mâna umflată din viața Sfântului Cosma și celălalt de la Sfântul Antonie și celălalt de la încă un sfânt care a fost dus în cer și apoi adus din nou pe pământ, zice, mi s-a umflat mâna de suflete coborâte în iad. Ei, să stăm cu luarea minte, nu cumva stând în biserică, totuși să ne trezim în iad. Să citește frumos la stradă, să cântă extraordinar de frumos. Putem să spunem că de-abia această muzică îți liniștește sufletul. Nu nebunea la aia de la aparat care nu mai știe ce vor aia să spună și fac, cum spunea părintele Galeriu, niște semne exact ca desfrânare, niște un fel de balamuc, un fel de iad pus pe scena socială a lumii, ca toți nenorociți și demenții la minte să se uite acolo și să-și piardă vremea cu lucruri slabe, cum a fost și la București când a venit descreieratul, cel acum îl cheamă, Mihail Jackson. Ei, gândiți-vă cât tineret a acaparat și l-a dus în întuneric și în haos, făcând gesturi desfrânate în televizor și în ecrane și acolo unde se uitau toți așa ca chiorii, iar dacă s-ar fi cântat colinde, cum s-a cântat în seara aceasta, sau dacă s-ar fi cântat cântările unei Sfintei Liturghii, ar fi huiduit sau poate aruncau și cu pietre. Și de ce vă spun lucrul acesta? Omul e deprins la rele din tinerețile sale. Omul e deprins la rău de 10 ori mai bine decât la fapta bună. Dar trebuie să ne străduim, cât mai sunt și mame, și bunici, și tătici, și frați, și surori, să îndreptăm ceea ce se poate îndrepta și să aducem la cunoștința adevărului. Am avut ocazia această săptămână să împărtășesc o grădiniță de copii și nu mare mi-a fost mirarea, nu știu cine le-o fie educatoarea și cum o cheamă, că a venit o doamnă și m-a luat, 57 de copii și nu exagerez, n-au cântat pe note ca corul din seara aceasta. Dar toate cântările Sfintei Liturghii cu educatoare atât de frumos le-a cântat copiii aia de la grupa mare și grupa mică, educatoarea conducea copiii și cânta și ei după dânsa, au cântat vreo 6 colinzi și începând de la Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, de la obedniță, și până la Tatăl nostru, zice, părinte, să vedeți cum am învățat noi copilași în liturghie. Atât de frumos au cântat că la urmă mi-a zis, zice, ține un cuvânt de folos, zic, l-au ținut ei înaintea mea. Pur și simplu m-au amuțit. Ce puteam eu să vorbesc în fața lor, care dacă s-ar fi văzut ochii sufletului deschiși, cred că erau 10.000 de îngeri care se bucurau de rugăciunea lor. 5, 6, 4 și 3 ani. Gândiți-vă câtă frumusețe și curăție sufletească și dacă ăștia de Mititei acum au încep, ăștia vor fi viitorii erarhi Nicolae și Spiridon și Vasile cel Mare și Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și vor fi baza și temelia bisericii, pentru că noi cei mai mari am luat-o ușurel, ușurel, prin șanț și ni se pare că mergem pe cărare. Deci de ce vreau să spun lucrul acesta? Prilejul acestei privegheri nu înseamnă a discuta pe larg minunile Sfântului Erar Spiridon, ci doar un mesaj de încălzire sufletească spre rugăciunea lui Iisus, care stă la baza credinței ortodoxe, că așa a spus Apostolul Pavel, în numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să se plece și celor cerești și celor pământești și celor de desubde și draci să tem și să cutremură, Iacob, capitolul 18, știmu-te cine ești, nu ne trimite pe noi în adânc, spune iarăși în Evanghelie, dar mai mult decât atât, spunea și părintele Galeriu frumos atunci, eu și Tatăl una suntem și eu vreau ca toți să fie una. Deci ca să fim toți una și să fim toți un trup și o biserică și un Hristos și un Duh, trebuie să ne unim nu numai așa o dată pe lună seara în biserică, ci trebuie toate familiile să se unească în parohiile lor și în blocurile lor, și așa cum ai asociație de locatari la chirie, să ai asociație acolo la chirie unde se plătește impozitul pe căldură și celelalte, să ai asociație frumoasă de creștini când vine un sectar, să-i ții o lecție de logică și să-i spui așa, mănătărăule, când nu va mai avea ortodoxia ce să ne dăruiască, când nu va mai avea ortodoxia șanse și metode de a ne aduce în rai la Hristos, mergem și la voi. Deocamdată voi nu faceți altceva decât să colectați gunoaiele societății
Și să spuneți răului bine, că așa a făcut și Satana când l-a ispitit pe Adam și a spus, mănâncă ca să fii ca Dumnezeu. Așa le spune și sectarii la creștini. Haideți la noi și veți fi Dumnezei. Haideți la noi și veți fi buni. Haideți la noi și veți fi mântuiți. Haideți la noi și veți fi botezați. Sectarii, dacă se pretind atât de corecți și de cinstiți, nu trebuie să strângă gunoaie, ci ar trebui să umble să strângă spuma societății. Cei mai afectivi și mai evlavioși creștini să-i strângă ei, ca să demonstreze că acel segment de dreapta care s-a rupt din creștinism este ceva pozitivist față de restul bisericii și că ei deja sunt cu o aripă mai sus decât biserica drept măritoare obișnuită. Nu afaceriștii, nu curvarii, nu vagabonții, nu prefăcuții și bețivii și fumătorii care n-au știut cum să găsească o metodă de triumf și au repădat și au denigrat biserica și s-au suit undeva în vârf cum făceau arieri. Sfântul Vasile a fost foarte înțelept când le-a spus, știți voi minunea frumoasă, acum și anul nou, zice, fraților, nu luăm biserica cu forța, că doar nu suntem aici la greco-catolici. Uite ce faceți, zice. Rugați-vă voi 3 zile, ne rugăm noi 3 zile și cui să deschide ușa a lui să fie. Și dacă la noi nu se deschide, tot vouă vă lăsăm. Și când a bătut cu crucea în ușă și a spus, deschideți-vă porți veșnice ca la porțile iadului Hristos să intre împăratul slavii, au sărit și pe ceți și lacăte și draci au fugit ca iepuri, cum spunem noi în popor. Și a intrat Hristos biruitor, pentru că n-a intrat Sfântul Vasile cel Mare, ci s-a intrat cu im de biruință. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiești pe noi. Ori ca să ne miluiască pe noi Iisus Hristos, nu ne-a miluit prin altceva, cu dolarașul sau cu mașinuța sau cu postavul sau cu bănuțul, ci ne-a miluit cu crucea și cu jertfa. S-a jertfit pe sine să ne iubească pe noi. S-a jertfit pe sine să ne răscumpere pe noi. S-a jertfit pe sine să-L putem gusta noi. Și s-a jertfit pe sine să-L putem înghiți noi și să ne facem una cu El. Oricând o să aibă sectarul această măsură înaltă de revelația Sfintei Liturghii, în care Duhul Sfânt să facă pâine și vin în trup și sânge, atunci cu adevărat merită să părăsim Ortodoxia și să o luăm spre ei. Ori până atunci vă faceți vinovați, cum spune Apostolul Pavel, de sângele și carnea lui Hristos, care pentru noi și pentru noastră mântuire s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și a murit și s-a răstignit, ați văzut, crezul, și a înviat a treia zi după Scripturi. Ori n-a înviat să dărâme biserica și să o dezbine, ci să o unească și să fie toți o cărămidă. Focul să fie ierarhia, pământul să fie creștinismul și întregul fundament social, iar apa să fie Evanghelia. Și în felul acesta vom fi cu Sfântul Ierarh Spiridon în veci. Amin.